Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Astăzi ne jucăm Hugo Troll Race 2. Jocul este testat pe telefonul Sony Xperia Z5 și este gratuit în Play Store. Dacă mă țineți minte pe trollul Hugo, e bine, el a mai avut parte de un joc în care alerga împreună cu Cristiano Ronaldo. Deci asta arată, este un titlu tot de tip Endless Runner, fără Cristiano Ronaldo, dar cu o vrăjitoare care îl urmărește pe acest troll. Existau la un moment dat niște desene animate cu Hugo the Troll, când eram noi mici. Nu știu dacă acum se mai difuzează, și am înțeles că sunt foarte multe jocuri chiar și pe PC cu acest personaj. Acest Endless Runner este foarte generic, seamănă puțin cu Subway Surfers și dacă ne uităm la Boss Battle-ul ce să înceapă destul de curând, seamănă și cu Despicable Me Minion Rush. L-avem pe Hugo care merge pe un micuț vehicul care se deplasează, cei care repară căile ferate, nu vine acum denumirea sa. În fine, adunăm litere pentru a debloca tot felul de power-up-uri speciale. Cred că este cel mai ușor Endless Runner pe care l-am jucat vreodată. Nivelul de dificultate este de-a dreptul ridicol. Nici să vrei nu poți să mori în acest joc. Obstacolele sunt ușor de depășit. Avem 3 benzi. Deseori se ajunge chiar la 2 benzi. Și m-am și lovit de obiecte și tot. N-a fost game over. Deci vă dați seama cât de simplu e. Acum ne urmărește vrăjitoarea. Singurul scop pentru care jucăm acest titlu este să adunăm bani și apoi să avem acele deblocabile, de obicei vorba de costume sau noi vehicule. Acum ar trebui să urmeze și un boss battle, dacă nu mă înșel. Și iată, am fost loviți, cheltuim un gem pentru a ne reveni. Am luat și un ou de Paște. Foarte multe pick-up-uri și power-up-uri sunt bazate pe ideea de Paște în această perioadă, pentru că se apropie Paștele, cel puțin la catolici, la noi mai durează ceva până vine. Încă o literă, mai avem încă două și probabil că o să deblocăm un cufăr dacă ne luăm după acel cuvânt. Ne-a lovit trenul acum și nu am chef să cheltuiesc două gems, așa că zic pas. Iată-l pe Hugo. O să fac că este un pic cam știrb și nu știu de ce ar vrea cineva să promoveze un desen animat pentru copii care e știrb. În fine, iată, are un dințișor aici. V-am spus, jocul este gratuit în Play Store, îl testăm pe Sony Xperia Z5. Am primit un cufăr care nu e chiar gratis, ci înseamnă privirea unei reclame de 30 de secunde. Jocul ăsta arată interesant. Pare să fie un titlu gen Angry Birds Epic, cel puțin ca lupte. Și încă 14 secunde rămase. Avem quest-uri zilnice. Vrăjitoarea se numește Psyla, din câte am înțeles, Psyla Witch. Și Axe in the Face este acest joc care a fost promovat. Ok, acum ar fi bine să primim și un cufăr. Am primit niște stele care sunt moneda de schimb. Acesta este magazinul unde putem să cumpărăm lucruri cu bani reali. Mergând până la 500 de ron, nu-mi imaginez cine ar putea cheltui 500 de ron pe acest joc. Personajele deblocabile le găsim aici, tot felul de variante de troli. Și aceste variațiuni mă duc cu gândul la ștrumfi, cumva, nu știu de ce. Vehiculele sunt din nou variațiuni pe aceeași temă. Unele cu lingouri, evident, prețuri exorbitante, din păcate. Iar aici avem power-up-uri. Avem un boost de pornire, un troll copter, magnet, invincibilitate și high jump. Hai să cumpărăm un troll copter dacă tot avem bani sau să-l upgradăm dacă îl avem bifat. Ok, și ne jucăm din nou. Avem un high score bunicel, zic eu, 15.396 și vrăjitoarea continuă să ne hărțuiască. Un joc copilăros, foarte colorat, extrem de ușor. Cei mici se vor distra cu el, va face timpul să treacă mai repede la, eu știu, grădiniță sau școală sau altele. Evident că există Endless Runner mult mai hardcore, îmi vine minte Iron Man 3, care este și greu, are și power-up-uri bune, și poveste și tot ce vreți, dar la celălalt capăt al spectrului se află acest titlu Hugo Troll Race 2. Mă intrigă că este 2 pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu primul. Cred că mi-ar fi sărit în ochi primul. Să fie vorba de cel Cristiano Ronaldo, în fine. Ceva îmi spune că Hugo este mai popular în Portugalia și Spania sau Franța decât la noi în țară, pentru că nu ții minte să văzut comic book-uri sau desene dublate în română cu Hugo, ci doar cele de pe, eu știu, internet, site-uri sau altele. A apărut din nou vrăjitoarea, cu râsul său malefic și în continuare un joc foarte ușor. Cred că dacă ne chinuim un puțin, putem să jucăm cu o singură mână, swipe în sus pentru a sări,
swipe în jos pentru a ne lăsa în jos și a evita un obstacol și dreapta sau stânga pentru a schimba banda. Acesta este un boss battle cu vrăjitoarea, care este și mai simplu decât gameplay-ul normal. Aici trebuie doar să ne ferim de dinozauri ăștia care se rostogolesc, acești pui de dinozauri, să facem tap pe acea mină și vrăjitoarea va fi lovită fix în față. Dacă sunteți colecționari de Endless Runner și sunteți curioși să vedeți ce mai face Hugo, puteți să încercați acest joc, dar sunt multe altele Endless Runner mult mai reușite. Noi o să-i dăm un 6,5 din 10 acestui titlu testat pe Sony Xperia Z5. Cam atât la mobilisimo.ro. La revedere!